Vrei să descoperi tainele lumii noastre și ale universului ce ne înconjoară? Vrei să afli răspunsuri la întrebări legate de provocările și de problemele lumii actuale, ale lumii în care trăim, dragii noștri, astăzi alături de noi, un invitat foarte drag, Cristian Presură, fizician, și vom vorbi despre personalitatea lui Carl Sagan și despre această genial, I aș putea spune și nu cred că aș, aș exagera cu nimic, cea mai bună, cea mai citită carte de știință, bestseller vândut în milioane și milioane de exemplare de-a lungul anilor. Este vorba despre cartea Cosmos de Carl Sagan. Cristian, Aș vrea să vorbim puțin despre personalitatea lui Carl Sagan, celebru astronom și astrofizician, despre Vizionarismul său, dacă aș putea spune, pentru că el a anticipat cu câteva decenii bune în urmă ceea ce se va întâmpla în zilele noastre, legate până la urmă de, așa cum spuneam mai devreme, legate de lumea în care trăim și până la urmă de universul ce ne înconjoară. Bună, Sorin! Da! Hai să vorbim! Ce, cum ți se pare uh, viziunea aceasta a lui Carl Sagan legată de de uh, problemele actuale, de cosmos, exact? Da. Cred că în primul rând Carl Sagan a venit la momentul potrivit. Uh, pentru că au fost anii 80, imediat după selenizare, uh, oamenii erau foarte interesați de știință, televizorul a devenit popular și el a creat acel uh, serial minunat Cosmos. Uh, și uh, a venit la momentul potrivit cu mesajele potrivite. Pentru că oamenii nu numai că vor să afle ceea ce este lumea din jur, dar vor să vadă încotro merg ei, încotro mergem ca civilizație, încotro mergem ca om. Și Carl Sagan vine dintr-o dintr perioadă în care are loc desecularizarea lumii, în sensul că, sau nu știu dacă se spune desecularizare, se spune chiar secularizare, nu? În, acea, în acel moment în care, uh, cel puțin aici în Olanda, acum vorbeam cu unii dintre colegii mei de la serviciu, uh, bisericile începeau să se golească și oamenii încercau să caute un sens uh, al vieții dincolo de biserică. Uh, și asta a durat mai multe decenii, a fost un proces care a început cu Beatles. Uh, mă rog, Beatles e o glumă aici în Olanda, dar... Asta așa își aduc aminte oamenii de pe vremea aceea. <coughs> Și Carl Sagan a venit uh, într-un moment în care a putut să dea câteva idei pentru viitor către ce se poate îndrepta civilizația umană, așa cum este. Adică o, o, o civilizație uh, singură, pentru că nu cunoaștem alte civilizații singure, într-un univers care nu este neapărat prietenos, într-un univers în care uh, ne protejăm și să dea această imagine a, a, omului și a civilizației umane și încredere că este în stare ca să, ca să, trăiască în acest univers, că este în stare să descopere mai mult, că există o direcție în această descoperire a cosmosului. Și cred că asta a avut o rezonanță foarte mare la oameni, pentru că, așa cum spunea, nu cred că oamenii caută neapărat răspunsul la întrebări. Este alb, este negru, este patru sau este cinci? ci vor să vadă între, către ce ne îndreptăm și în felul ăsta să capete liniște. Ori această, această viziune, una dintre lucrurile pe care a dus-o a fost, a fost Carl Sagan. Pentru că um, ai citit această carte și cum spuneam puțin mai devreme, este o carte care face lumină și când vorbim despre toată activitatea științifică a lui Carl Sagan, vorbim despre aș spune eu, aș îndrăzni cel puțin să spun, o activitate de pionierat în, în, acest, în, această zonă, în acest domeniu. De ce ai recomanda această carte cititorilor? Și aici mă refer cumva deopotrivă celor care poate au prins chiar și acel documentar de care tu pomenei puțin mai devreme, realizat și prezentat de Carl Sagan, Cosmos, călătorie în univers, Prietenul nostru Cristian Român povestea că atunci când era difuzat la televizor acest documentar, se goleau străzile și toată lumea vrea să-l să urmărească. Și iată, această carte vine în completare. Sau poate chiar documentarul vine în completarea cărții și aflăm foarte multe lucruri despre, despre univers. Da, trebuie să recunosc că înainte de întâlnirea cu tine am răsfăit cartea pe care am citit-o cu mai mult timp înainte, uh, imediat după apariție, și am răsfăit-o. Uh, și am răsfăit-o în esență pentru sentimentul uh, plăcut atunci când o citești. Uh, pentru că, într-adevăr, are informații, dar nu este despre informații, este despre trăire. Pentru că uh, Carl Sagan este un fel de poet dacă te uiți la serialul Cosmos când începe, face o chestie extraordinară, reușește ca să combine imagini foarte frumoase. Prima imagine este la marginea mării. Imagini foarte frumoase. Muzică foarte frumoasă. L avem acolo pe Vangelis. Și cuvinte foarte frumoase, e aproape poezie ceea ce spune el acolo. Și creează astfel aproape un teatru, un efect teatral. Tremură pielea pe tine când îl asculți pe Carl Sagan cum își începe serialul. Și este acest, acest sentiment de trăire pe care, pe care l-a regăsit în carte. Un sentiment de a trăi și de a te mira. Pentru că să, să ne aducem aminte de acest început al științei pe care el îl descrie în carte, care este în mare parte și un început de demitizare a poveștilor noastre mitologice care au creat ceea ce suntem noi astăzi, au creat umanitatea, civilizația. Acele povești mitologice încep să fie demitizate și întrebarea se pune. Cu ce mai rămânem? Oare nu rămânem mai goi? Oare nu rămânem mai triști? Oare nu rămânem mai vulnerabili? Iar la această întrebare, prin poveștile pe care le dă Carl Sagan în carte, găsești de fapt că sunt răspunsurile pe care știința le aduce și pe care Carl Sagan le povestește, sunt în aceeași măsură frumoase, așa cum erau și poveștile mitice. Și în aceeași măsură cutremurătoare. Răspunsurile lor sunt cutremurătoare, în aceeași măsură în care erau și uh, răspunsurile poveștilor mitice. Deci, cumva redescoperim aceeași bucă, uh, bucurie a Existenței, aceeași mirare a Existenței, aceeași cutremurare a Existenței. Și îmi aduc aminte de cineva care spunea, zice, să ne gândim la întrebarea asta, zice, există sau nu există Dumnezeu? Nu pot fi decât două răspunsuri, da sau nu ambele răspunsuri sunt cutremurătoare. Ambele. Uh, mă gândeam, uh, apropo de provocările uh, și problemele lumii actuale, uh, există acest, uh, nu aș numi neapărat uh, conflict, uh, poate un soi de uh, antagonism, uh, știință versus pseudoștiință cum ne putem informa sau cum, mai degrabă, făcând sau parafrazând subtitlul unei alte cărți ale lui Carl Sagan, Lumea și demonii ei, știința ca lumină în întuneric, ca o candelă, de fapt este traducerea Motamo din, din engleză, candle, mă gândeam cum, cum am putea noi să să ne luăm informații veridice, informații cât mai, cât mai verosimile din mediul științific, pentru că iată, din păcate, rețelele de socializare și nu numai. Și bă, bă, tot ceea ce ne furnizează ca știri mass media, prin intermediul radioului sau televizorului, de cele mai multe ori ne duce în zona aceasta de, de, de fake news, de știri false, suntem bombardați zilnic de foarte, foarte multe informații, și avem senzația, uneori, după, după o cantitate atât de mare de asimilată de informații, că, de fapt, deținem adevărul. Ori ăsta este un lucru fals. A zice că, deja din momentul în care ne punem întrebarea asta, am găsit răspunsul. Sau, cel puțin, suntem pe calea cea bună. Sau, cel puțin, știm unde să căutăm informațiile care trebuie și știm ca să ne protejăm. Din momentul în care ne-a pus întrebarea, oare, oare ceea ce cred eu chiar este adevărat? Pentru că dacă îți pui această întrebare, internetul îți permite la ora actuală să îți dai singur la răspuns la întrebarea respectivă, dar trebuie să fii sincer. Trebuie să fii sincer, să cauți toate sursele de informare, să fii foarte atent ca să nu fii dezinformat, să, să te duci către oamenii care au totuși o, o anumită autoritate, în măsura în care nu ești în stare să înțelegi tot ceea ce se întâmplă acolo să încerci să înțelegi esența unui fenomen. Asta, de fapt, este singurul instrument pe care l-ai dat dispoziție, pentru că știința este foarte complexă și nu poți să înțelegi toată matematica, de exemplu, din fizică și lucruri foarte complexe, dar poți să încerci să înțelegi esența acelui fenomen. Și există atât de multe canale de YouTube care explică esența fenomenului, încât este suficient să ții 10 minute și să înțelegi despre ce este vorba. Cred că așa cum am spus, odată ce îți pui deja întrebarea, deja ai răspunsul. Problema se pune că în alergarea noastră zilnică nu ne mai punem această întrebare, în ce măsură este adevărat sau nu, și mai mult, cumva, nu numai că devenim apologeți, dar devenim mai încrâncenați în a crede, de fapt, ceva ce n-am verificat și nu mai verificăm niciodată. Asta este, efectiv, asta este și cu asta nu mă mai interesează și chiar susțin și dacă e nevoie mă cer și cu prietenul meu, pentru că eu am dreptate și el n-are. Și există astfel de falii, fără doar și poate mă întâlnesc și eu în viața personală și cred că mulți dintre noi ne întâlnim și sunt momente în care efectiv trebuie să spunem, știi ceva, ok, am înțeles, există aici o divergență, tu crezi una, eu crez alta, hai să rămânem prin să vorbim despre altceva. Deci cred că pur și simplu cel mai important este să ne, să ne educăm această, această, cum să zic eu, această chestie de a ne întreba totuși este adevărat sau nu este adevărat sau în ce măsură este adevărat sau nu este adevărat. Și atenție! întrebările astea sunt întrebările cele mai dure. Adică eu înțeleg la un moment dat că nu ne punem întrebările astea dacă este adevărat sau nu este adevărat, pentru că ne cutremură, pentru că pot să schimbe lucruri în care noi am crezut ani de zile. Este adevărat. Deci este de înțeles, dar pe de altă parte, cum să zic, eu trebuie să fim sinceri, să spunem, ok, nu știu absolut totul, cred într-o chestie în măsura în care mi-o asum. Adică, așa cum mă gândesc eu adeseori, acel adevăr pe care nu poți să-l verifici științific, dați ți-l asumi. Dar măcar știi, știi, zona în care, în care se află. Apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme și cred că este meritul lui Carl Sagan, uită câștigător al premiului Pulitzer, uh, mi se pare fascinant faptul că uh, toate capitolele uh, din cartea uh, Cosmos, cu o prefață a lui Neil de Grace Tyson, au, au multe metafore și cumva fac iarăși o analogie cu o altă carte a lui Carl Sagan, Miliarde și miliarde, unde regăsim același limbaj, poetic, metaforic, plin de blândețe, plin de bunătate. De, de compasiune și aș vrea pentru cititori doar câteva, câteva astfel de exemple de capitole. Malurile Oceanului Cosmic, Armonia Lumilor, Blues pentru o Planetă Roșie. Este, deci, asta mi se pare extraordinar. E ca un, ca un titlu, ca titlul unui volum de poeme. Blues pentru o Planetă Roșie. Coloana vertebrală a nopții, Călătorii în timp și spațiu, Marginea Eternității, Viețile Stelelor, Enciclopedia Galactică, cele cinci solide pitagoreice și iată multe, multe altele. Este o carte, așa cum spuneam puțin mai devreme, poate și pentru cei care. Uh, au prins uh, perioada, să spunem, anilor 70-80 și uh, celebrul uh, documentar invocat de tine puțin mai devreme, Cosmos Călătorie în uh, Univers, realizat și prezentat de Carl Sagan, dar uh, și mă gândesc că și tinerilor uh, dornici, da, mai ales pentru că, iată, în cazul lor vorbim despre tehnologie, dornici de, de a afla lucruri uh, legate de. Știință. Și uh, puțin mai mult de atât, aș adăuga eu. Pentru că tinerii dornici uh, de știință au foarte multă informații astăzi pe internet și se aruncă imediat în canale de YouTube, și nu numai ei. Fiecare dintre noi, cred că avem canale favorite de YouTube unde căutăm informație. Uh, avantajul unei cărți, cum este cea lui Carl Sagan, este că scoate în evidență informația esențială, uh, cărămizile informațiilor pe care apoi lucrurile se construiesc și reușești să pui lucrurile uh, mult în perspectivă și să înțelegi chiar lumea în care trăiești. Uh, am găsit, uh, citind seară un citat din René Descartes care m-a cutremurat, pentru că René Descartes a fost un om care s-a dus în Olanda, uh, s-a exilat, ca să spunem așa, în Olanda, pentru că avea în alte țări avea probleme și Olanda i-a dat libertatea de a gândi și de a se exprima. Uh, și uh, spite cum spune el René Descartes într-o scrisoare din aprilie 1634: Știi fără îndoială că Galileu a fost recent cenzurat de inchizitorii credinței. Își făcea griji, practic, și pentru el. Și că opiniile sale despre mișcarea Pământului au fost condamnate ca eretice. Iar la sfârșit, termina așa. Uh, zice, vreau să trăiesc în pace și să continui viața pe care am început-o sub deviza. Ca să trăiești bine, trebuie să trăiești fără să fii văzut. Fără să fii văzut de ceilalți. Adică, practic, și el simțea persecuțiile la care era supus uh, prin ceea ce se exprima uh, și uh, este foarte trist, este foarte trist că ajunge la astfel de concluzie: ca să trăiești bine, trebuie să trăiești fără să fii văzut. Adică, nu poți să spui întotdeauna toate lucrurile. Uh, și este o chestie care se întâlnește și astăzi, uh, pentru că există multe zone din lumea asta în care, uh, să, ca să trăiești bine, nu poți să spui tot ceea ce gândești. Și chiar și în lumea noastră, care este, care este să spunem, și pe care o considerăm liberă, la un moment dat, chestia asta este, este relevantă. Și uh, am fost, din, dintr-o dată, din nou, mirat să găsesc în, într-o carte a lui Carl Sagan ceva care a fost scris. Da, cu mulți ani în urmă, care este relevant pentru astăzi. Și asta este una dintre puterea cărții lui Scal Sagan, pentru că o astfel de carte te duce la esențe, te duce la cărămizi, și esențele acelea sunt aceleași în secole întregi, nu este numai atunci și după aceea. Deci devine relevantă și pentru tine acum. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi fizicianul Cristian Presura. Am vorbit despre. Personalitatea lui Carl Sagan, astronom și astrofizician, câștigător, cum spuneam mai devreme, al premiului Pulitzer, și despre celebra sa carte, așa cum invocam la începutul materialului nostru video, poate cea mai citită carte de, de știință, cea mai vândută în milioane și milioane de exemplare, Cosmos. Cartea lui Carl Sagan în colecția de știință, colecția Matesis a Editorii Herald. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și sperăm că am. Răspuns într-o oarecare măsură la câteva întrebări pe care uh, vi le-ați pus legate de, iată, uh, natura Universului, despre lumea în care trăim și uh, Universul care ne înconjoară. Încă o dată mulțumiri Cristian Fesură, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru miți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!